prima noastră zi din viața noastră este doar una din multele care au mai existat înainte. Deci noi nu începem odată cu ziua nașterii. Pentru că eu m-am născut din această familie. Eu vin din... Așa să ne imaginăm că e ca o pâlnie, unde pun multe, multe informații în partea de sus a pâlniei și când tot filtrez, jos sunt eu. Și eu conțin toate acele informații și toate acele povești. Cât de mult repetăm noi destinul? Uneori mi se pare înspăimântător cât de mult îl repetăm. De exemplu, familii care divorțează dintr-o generație în alta sau familii care se separă dintr-o generație în alta sau copii care au diverse patologii de la o generație la alta. E universul care ne oferă șansa să vindecăm ceva ce n-a fost vindecat la un moment dat. Și cred că mi-ar plăcea să rămânem de multe ori cu ideea asta, că atunci când trec prin niște experiențe dificile, este un dar de creștere acolo. Mă trebuie să am limpezimea să văd asta. Salut și bine v-am găsit la un nou episod Fain și Simplu. Am schimbat anul, însă continuăm călătoria noastră în ceea ce înseamnă găsirea unui echilibru între minte, trup și suflet. Anul ăsta mi-am propus să ne răspundem mai mult, mai des și mai în amănunt la întrebarea cine suntem noi, de unde venim. E un fel de proces de autocunoaștere, o călătorie pe care o facem împreună. Și de aceea, pentru că eu cred că, până la urmă, calitatea mea, cea mai mare calitate a mea e aceea că sunt foarte, foarte curios. Curiozitatea asta m-a mânat să deschidem astăzi un subiect, unul dintre cei mai, nu o să-i zic deștepți, citiți, empatici și calzi oameni pe care îi cunosc. Am adus-o dintr-o lume mai bună, adică de la Cluj, pe Raluca Anton. Bine ai venit! Raluca este doctor în psihologie, este psihoterapeut specialist, am zis bine? Și, în general, știe să le explice oamenilor care-i treaba cu emoțiile lor. Ești specialist în emoții. Da, în emoții și în relații mi-ar plăcea să spun. Uh-huh. Mulțumesc! Bine ai venit, Raluca, și îți mulțumesc tare mult că facem povestea asta împreună. O poveste din care încercăm să înțelegem mai multe despre povestea fiecăruia dintre noi. Pentru că, apropo de întrebarea asta pe care am pus-o la început, fel de manifest pentru anul ăsta, cine suntem noi? Noi, adică fiecare eu este de fapt noi. Și asta înseamnă nu doar părinții noștri, nu doar relațiile pe care le avem în viața noastră, nu doar copiii noștri, înseamnă și bunici, generații întregi care cumva își lasă amprenta asupra ceea ce suntem noi, conștient sau inconștient. Și sigur, asta cumva pare la început că parcă ar complica lucrurile, dar pe de altă parte, dacă stăm puțin să ne gândim mai mult la această poveste a cine suntem și de unde venim, scopul este să simplificăm lucrurile. Practic să ne dăm seama că tot ceea ce trăim în momentul acesta are o poveste, iar pentru mintea noastră, pentru mintea asta rațională cu care gândim în fiecare zi, e atât de important să înțeleagă această poveste. Dacă nu înțelegem povestea noastră și nu înțelegem ce ni se întâmplă în anumite momente, creierul nostru are tendința să inventeze povești. Și de cele mai multe ori, poveștile pe care le inventează au la bază niște frici, niște vulnerabilități, niște îngrijorări pe care le avem. Sau dăm vina pe alții, pur și simplu. Sau dăm vina pe alții. Și atunci, cred că asta e, apropo de ce spuneai și tu de acest manifest, cred că asta e mai degrabă invitația de a fi puțin curioși înspre povestea noastră de viață, să vedem totuși de unde venim, pentru că în prima noastră zi, din viața noastră, este doar una din multele care au mai existat înainte. Deci noi nu începem odată cu ziua nașterii noastre, noi începem cu mult, mult înainte. Și asta se numește moștenire generațională sau, mă rog, s-a scris foarte mult despre traumă transgenerațională sau intergenerațională. E un cuvânt care deja îi sperie pe mulți. E un limbaj de specialitate, dar o să-l traducem în cuvinte cât mai simple, pentru că asta face parte dintre calitățile tale. Ești foarte blândă și știi să le vorbești oamenilor pe limba lor.
Cred că dincolo de, sau asta vine din faptul că sunt pasionată de, de ce fac și îmi face foarte mare plăcere să vorbesc despre lucrurile astea care țin de lumea noastră interioară, pentru că mi se pare că ar fi păcat să nu facem asta. Avem atât de multe cunoștințe despre cum funcționăm și cum funcționează mintea noastră și emoțiile noastre, încât e păcat să nu învățăm mai mult despre, despre noi. Și Raluca e bună prietenă cu știința, foarte bună prietenă cu, cu știința și de aceea vreau să profit cât mai mult de, de treaba asta. Ce este această moștenire generațională și până la ce generație ne influențează viața? Acum, sigur că e, e dificil să măsurăm științific până la ce generație ne influențează viața, dar exact cum spuneai tu, avem aceste moșteniri transgeneraționale. Ce sunt ele? De fapt, sunt mesajele care călătoresc în timp. Mesaje care țin de emoțiile care sunt cel mai frecvent întâlnite într-o familie, de exemplu. Știi că de multe ori zicem semăn mai tare cu tata sau și tata știu că seamănă cu bunicul meu și ei sunt ambii furioși. Și atunci cumva putem spune că, uite, e furia cea care a călătorit în timp de-a lungul timpului. Sau vorbim despre anxietate care călătorește în timp. Suntem o familie mai grijulie și mai atentă și încercăm să nu ne implicăm noi în prea multe lucruri, pentru că este frica cea care stă la bază, sau o familie care simte mai degrabă tristețe. Și vedem pe acei oameni care parcă sunt mereu împovărați și ne amintim că și în generațiile anterioare au fost oameni care parcă aveau această povară emoțională. Deci, în primul rând, sunt aceste emoții care călătoresc în timp. Apoi mai călătoresc credințele, gândurile. Care ce sunt? Niște mesaje puternice. Știi, cred că fiecare dintre noi avem asta. Ni s-a spus când eram mici, mi s-a transmis un mesaj puternic. Al meu este să fii puternică. Tu ești puternică. Tu poți să faci față lucrurilor. Da. Acum, poate o să te gândești și tu în timp ce povestim oare mesajul meu care este. Și atunci, fiecare avem astfel de povești despre noi, cum sunt eu sau cum ar trebui să fiu eu, despre ceilalți. Și mi-amintesc, de exemplu, aici bunica îmi spunea în anumite momente să n-ai încredere în toată lumea, să fii foarte atentă cu cine împărtășește anumite lucruri. Nu știi niciodată cine ce vorbește și, sigur, istoric vorbind, perioada comunistă, are sens să fim foarte atenți la poveștile oamenilor. Și apoi mai avem și comportamentele care se transmit dintr-o generație în alta. De exemplu, atunci când oamenii din familia mea erau furioși, ce făceau? Ridicau tonul sau ieșeau din casă și trânteau ușa sau mergeau în birtul din capătul satului sau ce făceau oamenii? Cum își alinau ei suferința? Și atunci, vezi, simpla expunerea noastră la aceste comportamente, emoții, aceste credințe, n-a făcut altceva decât să ne construiască. Dar ele au venit din generațiile anterioare. Părinții mei au fost de asemenea expuși la niște comportamente în relație cu părinților și așa mai departe. Iar apropo de ce spuneai tu cu trauma, sunt într-adevăr generații care trec prin perioade foarte dificile ale vieților, cum este al doilea război mondial, de exemplu, unde a fost o generație traumatizată. M-ar veni pentru bunicii noștri, da, care au prins al doilea război mondial, a fost practic, o traumă socială. Cum, de altfel, ne spun specialiștii că este și pandemia din timpurile noastre. Este o traumă socială. Încă nu putem prezice care sunt efectele pe termen lung, dar cel mai probabil, dacă vom fi cu atenție înspre asta, vom vedea că există niște rezultate sociale care se vor manifesta și la nivelul emoțiilor, comportamentelor, relațiilor noastre pe termen lung. Dar traumele astea, cumva, ele nu vin înscrise, nu modifică ADN-ul de la o generație la alta, dar pot modifica mecanismele de funcționare. Da, mecanisme, atitudinile pe care le avem în relație cu anumite contexte din viața noastră și, de asemenea, numai dacă ne gândim la bunicii noștri, cât de împovărător trebuie să fi fost trecerea asta împovărătoare prin al doilea război mondial. Cât de multă suferință trebuie să fi fost acolo, la ce au fost expuși, la câte... Mi-amintesc de o poveste cu un unchi al meu care îmi spunea că a ieșit în al doilea război mondial, în timpul celui de al doilea război mondial, a ieșit cu niște copii pe câmpul de lângă sat să se joace și au găsit o grenadă cu care au început să se joace, care sigur a explodat în mâna unui copilaș care era prietenul lui din vecini.
simplu fapt că tu ai 8 ani și ești expus acestei imagini, este deja o poveste dureroasă care merge mai departe. Nu că o duci cu tine toată viața, dar o duci și mai departe. Și aici un studiu foarte bine cunoscut a faptului că suferințele, traumele celor care au trecut prin Holocaust se regăsesc inclusiv la nepoții. La nepoților. Da. În studiul ăsta mi se pare că se vorbește despre nepoți ai inclusiv ai supraviețuitorilor Holocaustului care au coșmaruri noaptea, au un nivel de stres mai ridicat, anxietăți și așa mai departe. Da, un nivel mai ridicat de activare fiziologică, de fapt. Mm-hmm. Mi-este dificil să adorm, mi-e greu să mă liniștesc. Dar știi, dincolo de al doilea, dacă ne uităm la experiențe din viața de zi cu zi, hai să ne gândim la evenimente traumatice ca un viol, de exemplu, ca agresiuni fizice. Nu trebuie să ne gândim la o traumă socială. Putem să ne gândim la aceste experiențe prin care foarte mulți din jurul nostru au trecut. Și să ne adresăm apoi întrebarea: cum au trecut emoțional peste? Pentru că de cele mai multe ori ce au învățat generațiile anterioare este să nu vorbească despre lucrurile astea. Și atunci, prin nevorbire, ele cum se transmit mai departe? Ne gândim la o experiență traumatizantă într-o familie unde fiica de 15 ani a fost agresată, de exemplu. Și ok, s-a întâmplat asta, n-a vorbit cu nimeni, n-a știut cui să spună, n-a știut ce să facă cu emoțiile respective și le-a reprimat. A ajuns apoi să se căsătorească la un moment dat și să intre într-o relație de cuplu. Oare cum a fost viața acestei fete, acestei femei, viața de cuplu? Și oare dacă femeia asta a avut copii și a avut o fiică, când fiica acelei femei a împlinit 15 ani și eu, mamă fiind, care am trecut la 15 ani printr-un abuz, mă uit la fiica mea de 15 ani, oare ce aș avea tendința să-i spun? Pentru că mi se activează toată acea suferință și toată acea frică prin care eu am trecut. Și voi începe, poate, fără să-mi dau seama că fac asta, să-i spun că trebuie să aibă foarte mare grijă. Să o ultraprotejez. Să o ultraprotejez. Sau să-i spun că nu poți să ai niciodată încredere în bărbați. Nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla. Tot timpul trebuie să te uiți peste umărul drept. Și uite cum, fără să-mi dau seama, o experiență prin care a trecut această femeie la 15 ani, și pe care nu ai vindecat-o. Și pe care nu a vindecat-o. Călătorește apoi dintr-o generație în alta. E ca, știi cum să ne imaginăm? Ca un bulgăre de zăpadă care cade din vârful unui munte și care ajunge jos fiind mult, mult, mult mai mare și o încărcătură atât de puternică acolo, care eu cred că de la o generație la alta, acum sigur unele generații spun că undeva la 4 generații de la traumă. Chiar vreau să întreb, cât se transmite, pe câte generații se transmite asta? Unii specialiști spun că e o buclă din asta la 4 generații și că, de fapt, e ca și cum universul ți-ar oferi șansa să vindeci trauma aceea din familia ta prin niște experiențe prin care tu treci acum. Și stau să mă uit, pentru mine a fost foarte interesantă experiența asta, pentru că uitându-mă la lucrurile prin care am trecut de-a lungul timpului, îmi dau seama că sunt a patra generație de la străbunica mea, care a trecut prin al doilea război mondial. Și de multe ori am stat să mă gândesc, oare care sunt mesajele pe care eu ar trebui să le înțeleg acum, oare care e povestea pe care trebuie să învăț să mi-o spun. Și a fost foarte interesant să-mi dau seama, apropo de ce spuneam mai devreme, cu mesajul acesta cu trebuie să fii puternică și trebuie să poți, că sigur m-a ajutat de foarte multe ori această putere pe care am avut-o, dar de foarte multe ori a fost o mare povară, pentru că nu mi-am dat voie să nu pot. Nu mi-am dat voie să fie momente în care să zic, știi ce, chestia asta nu e pentru mine, eu nu o să o fac. Ci mai degrabă am stat acolo și am strâns din dinți și am făcut că am vrut sau că n-am vrut. Și asta a venit cu multe momente de supraoboseală, cum îi spunem, burnout, uh-huh. De supraoboseală, de momentele în care simți că e prea mult. Și cred că unul dintre mesajele pe care eu aș vrea să le învăț este că am voie să nu pot. Că am voie să spun că e prea mult și asta e de fapt vindecarea pe care poate și ea ar fi vrut să o trăiască atunci. Să dar nu simtă dacă că și-ar fi permis-o în vremurile. Nu cred că și-ar fi permis-o. Să fii mamă cu 8 copii în al doilea război mondial în timp ce satul îți este invadat de ruși. Nu cred că este una dintre cele mai unul dintre momentele în care îți permiți ceva. Deci, apropo de mesajele astea care se transmit de la generație la generație, ceea ce ai făcut tu, exemplul tău personal, dincolo de
ceea ce ai învățat în școală și ceea ce dai mai departe în profesia ta. Te-ai dus pe firul poveștii tale. Până unde ai putut să ajungi? Și ce întrebări ți-ai pus? Sau ce întrebări le-ai pus celor care, pe care încă i-ai găsit în viață? Asta e unul dintre cele mai frumoase exerciții pe care le-am făcut în viața mea profesională. Și nu doar, cred că și în viața mea personală. De, așa cum spui tu, a mă duce pe fir în spate. Și primul lucru pe care putem să-l facem ca exercițiu este să avem un fir al experiențelor, al situațiilor prin care oamenii au trecut. Eu am început să vorbesc cu oamenii apropiați mie, părinții mei, experiențe prin care ei au trecut de-a lungul timpului. Din păcate nu am știut să fac asta când încă îi mai aveam pe bunicii mei, dar tare mi-ar fi plăcut să pot să am experiența asta împreună cu ei. Dar am reușit să găsesc un frate al bunicii mele, la care am mers în urmă cu ceva vreme și cu care am povestit. Și ce m-a interesat pentru început a fost asta, firul poveștii, a experiențelor. Da? Ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, cum a știut el să își amintească. Și ăsta e primul bloc de informații pe care îl căutăm. Apoi următorul bloc de informații este cel comportamental, că e ușor să ajungi acolo. Și ce ai făcut? Ce au făcut oamenii ăștia atunci? Și poate că uneori nici nu avem atât de multe răspunsuri, dar putem intui că poate că a fost un, nu știu, ridicat consum de alcool în anumite contexte familiale sau a fost agresivitatea mult mai ridicată. Ce au știut să facă în anumite momente dificile? Și apoi intuim, dar oare ce au simțit în acele momente? Asta e al treilea pilon. Și apoi, în final, pot să mă întreb, și acum că știu toate lucrurile astea, oare ce, cum ziceam mai devreme, mesaj am tot auzit eu de-a lungul timpului? Și deja e ca și cum am avea o matrice, știi, un tabel cu informații despre, nu despre povestea lor de viață, ci e povestea mea de viață. Pentru că eu m-am născut din această familie. Eu vin din... Așa să ne imaginăm că e ca o pâlnie, unde pun multe, multe informații în partea de sus a pâlniei și când tot filtrez, jos sunt eu. Și eu conțin toate acele informații și toate acele povești. Sigur că de-a lungul timpului le-am filtrat și le-am ales doar pe unele dintre ele, care au fost cele mai puternice sau care s-au potrivit cu trăsăturile mele de personalitate. Uh-huh. Și atunci deja pot să am atât de multe cunoștințe despre povestea mea de viață. Un alt lucru pe care pot să-l fac este să merg în satele în care au trăit ai mei. Știi că avem... Fără să putem să măsurăm neapărat științific, deși sunt sigură că se poate într-o formă sau alta face și asta, un soi de energie pe care o simțim în momentele în care mergem în locurile unde au trăit părinții noștri sau bunicii noștri. Și doar să, eu zic asta, așa să ne scuturăm în timp ce suntem acolo și să primim ceea ce ne transmite locul respectiv. Și să stau să mă gândesc oare ce simt în corp acum. Simt o tensiune care se adună în stomac sau poate o apăsare în piept sau simt poate sentimentul de eliberare sau de libertate sau de bucurie în anumite momente. Inclusiv e posibil, am citit asta, ca, nu știu, am dureri de spate, de exemplu, sau junghiuri. E posibil ca inclusiv astea să fie transmise din generație în generație? Când vine vorba de reacțiile somatice, răspunsul este da. Când vine vorba de reacțiile somatice, așa să ne imaginăm, de exemplu, că anxietatea vine cu foarte multe reacții somatice. Știi că simt frică, o simt în stomac, o simt în piept, simt poate la furie, simt că presiune îmi bubuie capul. Ori dacă eu am crescut într-un context în care oamenii simțeau furie și eu am simțit furie, cel mai probabil simt și acele reacții somatice. Și de foarte multe ori până eu pot să pun degetul pe o emoție, corpul mi-a transmis întru totul toate aceste emoții. Și nu mă gândește-te, de exemplu, la chestia asta, că atunci când sunt într-o anumită situație sunt tensionată și îmi simt tot corpul că mi se strânge. Și în multe situații vin clienții și îmi spun asta, dar eu nu știu că nu se întâmplă nimic acum în viața mea care să justifice tensiunea asta pe care o simt, dar mă trezesc în anumite momente în timpul zilei că îmi strâng din dinți sau că mi este tot corpul tensionat. Ce mi se întâmplă atunci? Și ce știm în momentul de față din studii este că cel mai probabil ceva din contextul de viață
ceva ce am citit, o amintire care mi s-a activat într-un anumit moment, mi-a apăsat un buton. Și butonul acela, practic, ce-a făcut? E ca și cum e un motoraș care se plimbă prin tot corpul meu și a construit acest mix de senzații pe care le descrie și tu, că e junghiul acela pe care îl simt în anumite momente. Iar asta vine tot dintr-o poveste. Eu dacă stau acum să merg pe fir în spate, să vorbesc cu mama mea și dacă aș putea să vorbesc cu bunica mea, senzațiile astea de anxietate pe care le simt în anumite momente, lor le sunt foarte cunoscute. Și e ceva ce, numai dacă ne uităm la copii, copiii, înainte să aibă și să înțeleagă cuvintele, ei se ghidează pe baza mimicii faciale, a strânsorii, a poziției corporale. Toate aceste lucruri transmit și emoții. Deci ei încă de când se nasc, își dau seama dacă mama sau dacă tatăl sunt în siguranță sau se simt în siguranță. Pentru că informația aia este deja acolo. Da, informația aceea este deja acolo. Și copilul o înțelege, noi îi spunem în psihologie, implicit, fără să poată să pună cuvinte. Doar știu chestia asta. Dar trăim acum niște vremuri în care, cumva, având foarte multă informație, foarte multă știință de partea noastră, ne răzbunăm pe părinții noștri. Și de la replici de genul eu nu voi face sau mama mea a greșit în creșterea mea sau eu nu voi face ca mama mea, încercăm să schimbăm povestea asta. Tu spui că e o poveste, o moștenire transgenerațională, dar o putem schimba această poveste? Putem să ne răzbunăm? Putem să rupem firul ăsta al destinului? Nu cred că putem să-l rupem întru totul, dar și ce ai spus tu acum este foarte interesant, se numește în literatura de specialitate loialitate familială. Asta ce înseamnă? Că indiferent de dorința noastră, dacă vrem să ducem mai departe mesajele sau dacă vrem să oprim aceste mesaje, reperul central este tot familia mea de origine. Adică eu pot să spun în anumite momente, wow, am vorbit cu fiica mea și parcă vorbea mama cu mine, duc mai departe mesajul, sau pot să vin să spun, eu nu voi face niciodată ca mama, reperul meu este tot ea. Asta ce înseamnă? Că indiferent de deciziile pe care le iau, fie că le iau în consecință sau în opoziție, acela este... Tot la mama te raportezi sau... Da, la familia la de origine. Familia acolo, acela este nucleul la care mă raportez. Însă, cunoscând toate aceste informații, că de ce e important să știm povestea asta? Cunoscând toate aceste informații, deja le aduc în mintea mea conștientă. Și ce face mintea conștientă? Poate să aleagă. Mintea inconștientă nu poate alege. Mergem pe pilot automat, facem lucrurile fără să le conștientizăm. Și apoi ne întrebăm, dar oare de ce sufăr atât de mult? Mintea conștientă și aducând aceste informații în momentul conștient, în momentul prezent și punându-le pe foaie, deja mă pune în fața alegerii. Și uitându-mă la toate lucrurile astea, pot apoi să mă întreb, ok, și acum ce fac? Că știu toate lucrurile astea. Ce din mesajele astea vreau să meargă mai departe? Ce vreau să rămână? Ce vreau să păstrez? Și apoi cum? Cum transmit mai departe mesajele astea? Citeam la un moment dat un studiu pe fericire. Acum, sigur, îi putem spune stare de bine, bunăstare, oricum vrem. Și se pare că unul dintre elementele centrale în starea de bine este sensul și semnificația. Practic, care e rolul meu în lumea asta? Se pare că oamenii care sunt raportează că au o viață bună sau că au dus o viață bună, unul dintre pilonii centrale ai vieții lor a fost ce mesaje transmit mai departe generațiilor viitoare, care e rolul meu? De ce sunt aici? De ce trăiesc în timpurile astea? Și ce vreau să știe generațiile viitoare? Și numai dacă pornim de la acest studiu, care este unul dintre cele mai renumite studii în psihologie pozitivă, unul dintre elementele centrale ale vieții noastre este acest sens, această semnificație, această, se numește generativitate, ce dau mai departe generațiilor viitoare, are impact asupra stării mele de bine. De ce n-aș vrea să știu lucrurile astea? De ce n-aș vrea să înțeleg care e povestea mea și ce din toată povestea asta vreau să meargă mai departe? Până la urmă, știi, un exercițiu foarte fain aici. Și să-ți imaginez că sunt la o masă de Crăciun nepoții tăi și tu nu mai ești. Dar sunt nepoții tăi la masa de Crăciun și încep să povestească despre bunicul lor. Ce ai vrea să spună despre tine?
Acum mă gândesc ce vorbesc eu la masa de Crăciun despre bunicul meu, pentru că aminteai despre fricile părinților noștri venite, moștenite cumva din generațiile strămoșilor. Și bunicul meu, de exemplu, eu vorbesc doar de bine despre bunicul meu, pentru mine a fost o icoană. Dar pentru mama mea, bunicul tatăl ei a fost un dependent de alcool. Și în momentul în care eu eram deja la vârsta adolescenței și am început să merg pe la petreceri, marea frică a mamei mele era să nu consum alcool. Și ce zicea? Să nu beau. Evident că eu cred că eram deja pe la 30 de ani când mama, nu la masa de Crăciun, puteam deschide o bere fără ca mama să-mi zică copile, ți-am zis să nu mai bei. Știi? Eu cred că una dintre marile frici ale mamei mele, deși nu mi-a zis-o direct, a fost asta, ca eu să fiu dependent de alcool. Și câtă frică trebuia să simtă în momentele respective și uite cum o simțeai și tu în anumite momente, absolut. Chiar dacă, poate că în adolescență o respingeai și ziceai, oh, bine, mama, dar eu sunt în control cu lucrurile, ceea ce e o iluzie de foarte multe ori, că nu știm dacă suntem în control cu lucrurile sau nu. Dar, până la urmă, tu ai simțit această anxietate a ta, această frică a ta și, de fapt, alcoolul, care era problema cu alcoolul? De ce era teamă de consumul de alcool? Ce făcea bunicul tău atunci? Era violent. Era violent. Mm-hmm. Și este teama de pierderea controlului, de fapt. Dar eu îl aveam ca pe o icoană pe bunicul, adică eu mi-l amintesc ca, nu știu, pe un sfânt. Pentru că nu era violent cu mine. Ce interesant este raportarea. Pe mine, în clipele alea, mă iubea cel mai mult, știi? Da, dar e până la urmă, reperul central este persoana primară de atașament. Și atunci, sigur, el, bunicul, a fost și, cum spui tu, este o icoană, adică e cineva în relație cu care a avut o legătură foarte puternică, dar în același timp a fost și impactul mamei și fricilor ei. Absolut. Acum, sigur că nu e momentul, dar poți să te gândești cum a călătorit această frică a ei cu tine de-a lungul timpului. Și oare dacă această frică se activează într-o formă sau alta în relație cu fetele, de exemplu, sau în relațiile cu oamenii apropiați? Sau poate nu se activează frica și ți-ai spus în anumite momente, eu niciodată nu o să fac chestia asta, eu o să le las exploreze, o să le las caute singure răspunsuri. Și e tot o călătorie pe care o face această poveste a mamei, o poveste a bunicului, de fapt, care sunt sigură că și el are o poveste a lui. Doar și poate. Și că știindu-i povestea, îi găsesc cumva, nu scuze, are sens, explicațiile, de ce, are totul sens. Știi că aici noi zicem în psihologie chestia asta, că orice are sens. Trebuie doar să avem deschidere și curiozitate să înțelegem povestea, să înțelegem sensul. Nimic nu e degeaba. Doar că de multe ori nu avem cunoștințele necesare să înțelegem ce se întâmplă acolo. Încercăm să înțelegem cum călătorește povestea asta, cum primim noi povestea asta și cum o dăm mai departe. Este prima oară acum, vorbindu-mi despre fetele mele, când mă gândesc, stai un pic, dar toată povestea asta, cum merge mai departe la fetele mele? Care este atitudinea mea legată de niște fete care sunt la vârsta preadolescenței și știu că la vârsta asta deja sunt școli în București unde se face trafic de droguri. Mâine, poimine, o să meargă la petreceri de adolescenți unde deja se consumă alcool și așa mai departe. Și uite cum apare îngrijorarea. Da, sau care are sens până la urmă, știi? Și nu este despre, exact cum ziceam mai devreme, nu este despre alcool în sine, ci este despre ce se întâmplă atunci, exact. Când, care e de fapt frica, care e de fapt îngrijorarea pe care o... Uh-huh. Că sunt oameni care consumă alcool și care nu sunt violenți, care sunt comici și care spun glume și care sunt sufletul petrecerilor în momentul respectiv. Deci nu alcoolul în sine este problema, ci reacția care apare după, pierderea controlului. Și am vorbit despre dependența de alcool pentru că asta e una dintre dependențele care se moștenește transgenerațional, alături de abuz, bătăi, violența domestică și așa mai departe.
Da, sunt practic ce se moștenesc sunt mecanismele de coping, mecanismele de apărare. Ce știu să fac în anumite momente când am emoții dificile, că asta este toată povestea asta cu a ne cunoaște emoțiile, de acolo vine, de fapt. Experiența generațiilor anterioare cu emoțiile este că ele nu se manifestă și le reprim sau se supramanifestă prin agresivitate, prin abuzuri și așa mai departe. Ce încercăm noi în generația asta de specialiști să facem este să le arătăm oamenilor că înțelegerea propriei vieți emoționale, cunoașterea lumii noastre interioare, poate numai pentru că știm să reducă aceste mecanisme de apărare, de adaptare, aceste coping-uri și să reducă agresivitatea, violența și așa mai departe. Deci se transmit și numai dacă ne gândim la un copil care este expus acestor reacții comportamentale ale celor din jur, până la urmă el ce vede acolo? De ce fac oamenii atunci când sunt furioși? Sunt agresivi. Deci eu atunci când sunt furios, ce trebuie să fac? Să fiu agresiv. Dacă asta se lipește și pe o tipologie care susține agresivitatea, natural se întâmplă lucrul acesta. La fel de bine poate să se lipească pe o tipologie care susține inhibiția. Și atunci eu nu voi deveni un adult agresiv cu ceilalți, dar poate voi deveni un adult agresiv cu mine însumi, prin diverse deprivări pe care mi le produc în anumite momente, prin faptul că poate nu am atât de multă grijă de mine, prin faptul că poate întind coarda în anumite momente mai mult decât e cazul. Deci, mesajul tău la Luca este cumva să conștientizăm toate lucrurile astea, ce e de la noi, ce e moștenit de la părinți sau chiar din alte generații, să cercetăm povestea asta și uite, apropo de asta, vorbeam înainte de podcast, adică putem să ne explicăm de ce ne îndrăgostim de o anumită persoană prin prisma acestei povesti, acestei moșteniri pe care o avem? Da, este, mie îmi place foarte mult povestea asta cu îndrăgostitul și cu faptul că, mă știu că sună ciudat că zicem asta, dar putem prezice care sunt dinamicile relaționale în care intrăm. Pentru că răspunsul acesta la de ce ne îndrăgostim a încercat să fie oferit de-a lungul timpului de tot felul de specialiști în tot felul de domenii. Și se pare că ne îndrăgostim de persoane care îndeplinesc niște, să le spunem, criterii pe care noi le-am întâlnit în povestea noastră de viață. Așa să-ți imaginezi că în momentul în care intrăm într-o relație, noi intrăm cu o matrice. În mintea noastră este o schemă a relațiilor. Și intrăm în aceste relații implicit, știi, fără să-mi dau seama. Până la urmă, de ce eu mă îndrăgostesc de cineva și prietena mea nu se îndrăgostește de persoana aia? Nu? Dacă omul acesta este minunat, înseamnă că cu toți ar trebui să ne îndrăgostim de el. Dar nu se întâmplă asta. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem o poveste diferită despre ce înseamnă relații. Și asta se dezvoltă în familia de origine, în locul în care eu cresc. Și avem o atracție automată înspre, care e îndrăgostirea, o atracție automată înspre anumite tipologii de oameni. Și țin minte că unul dintre colegii mei și spunea la un moment dat că îmi dau seama că m-am îndrăgostit de-a lungul anilor de aceeași femeie, doar că avea ochii diferiți. Practic, se îndrăgostea de aceeași tipologie, doar că era sigur o altă femeie. Și atunci avem, pe baza acestei călătorii sociale, contextul de viață în care trăim și lucrurile din viața socială, avem o călătorie psihologică, familia de origine, locul în care noi creștem și toate acestea formează o matrice care, în momentul în care intrăm într-o interacțiune, ne îndrăgostim de o tipologie. Deci ecuația nu este atât de simplă, ne îndrăgostim de, nu știu, figura maternă respectiv paternă. Nu e atât de simplă. E mult mai complicată și vine mai degrabă cu unul dintre părinți decât cu celălalt, e drept. Dar? Însă există și nuanțe acolo pe care noi în procesul terapeutic învățăm să le dezvoltăm. Așa, dacă ar fi să sumarizez, ne îndrăgostim de, pe de o parte, de ceea ce cunoaștem, de ceva ce știm, dar pe de altă parte ne îndrăgostim de cineva care are părțile, noi spunem în psihologie, părțile noastre pierdute. Adică lucruri pe care noi nu le avem. Nu m-aș îndrăgosti niciodată de cineva ca mine, că am aia, nu mai trebuie. Și mă îndrăgostesc de cineva care are niște laturi, niște componente pe care mintea mea le percepe ca fiind misterioase. E ceva nou, e ceva ce eu nu înțeleg foarte bine.
Sigur că acele lucruri misterioase, minunate de la începutul relației, îmi dau bătăi de cap pe măsură ce înaintăm în relație. Deci în cazul tău, iartă-mă că intru în intimități, tu fiind învățată să fii foarte puternică, n-ai căutat pe cineva neapărat puternic. Eu de multe ori am spus asta, că am impresia că m-am căsătorit cu mama. Soțul meu tot râde când îi spun asta, pentru că e foarte dificil să vezi lucrul ăsta. Dar nu este despre a fi puternic. O latură care mie îmi lipsește este latura asta a creativității, cumva... Să mă las purtată de val, pentru mine lucrurile sunt foarte calculate, totul trebuie să fie într-un anumit ritm, într-un anumit mod, mă deranjează când lucrurile nu sunt conform planului meu. Și soțul meu este fix invers, este genul acela de om care se bucură de lucrurile mărunte, care poate să treacă printr-o poveste și să-ți spună atât de multe lucruri și detalii despre poveste și eu doar mă uit în spate și zic că am fost pe aici. Pentru că nu sunt atât de ancorată în viața asta senzorială, cumva. Și m-am îndrăgostit de părțile acestea pierdute ale mele, care acum, sigur, la vârsta adultă, de multe ori mi-au dat bătăi de cap, pentru că spun de multe ori, dar nu ne putem și noi organiza puțin, dar nu... Dar cât de important este să înțelegi asta, știi? Că și în relațiile de cuplu, de foarte multe ori, apar atât de multe discuții, când, de fapt, ce bine e că ne avem în felul acesta. Mi-ar fi dificil să trăiesc cu cineva ca mine. Cred. Eu n-aș putea să trăiesc cu cineva ca mine. Uite, asta... că ai zis-o tu mai tranșant decât am zis. Mi-ar fi imposibil să trăiesc cu cineva ca mine și acum mi-aduc aminte că azi dimineață vorbeam despre o știre reală despre femeia care s-a căsătorit cu ea însăși. E pe bune. Okay. Și la câteva săptămâni după a divorțat. De ea însăși. De ea însăși. Mm. Înțeleg, și asta mi se pare imaginea perfectă a faptului că nu putem să trăim cu noi. Nu putem. Și dacă ne uităm și apropo de transgenerațional în dinamicile familiilor noastre, ne dăm seama că au fost tipologii foarte diferite acolo. Și că ideea este să învățăm să conviețuim și să ne diferențiem, adică să ne dăm seama că vrem într-o relație și într-o familie, nu doar pentru noi, ci și pentru copiii noștri, să avem și un om organizat care poate să învețe pe copii asta, dar și un om foarte creativ care poate să le ofere copiilor această experiență. Ce păcat ar fi să nu aibă copii și latura, una dintre laturile astea. Cât de mult repetăm noi destinul? Și nu schimb subiectul, adică aș vrea să păstrăm subiectul ăsta al relațiilor. Spăimântător cât de mult îl repetăm, alteori încep să zic, ok, chestia asta este prea mult, cum să repetăm atât de în detaliu lucrurile. Dar îmi dau seama, de exemplu, și există o vastă literatură în domeniul acesta, în psihologie, îmi dau seama în multe dintre poveștile de viață ale clienților cu care lucrez, tot așa mergând pe poveste în spate, cum sunt, de exemplu, anumite cifre care se repetă. La 29 de ani, atât clientul meu, cât și bunicului, cât și tatălui, au trecut prin niște experiențe intense emoțional, de exemplu, sau prin niște experiențe traumatizante sau niște decizii majore. Există aceste cicluri care se pare că se repetă. Acum, științific, nu știm să explicăm asta. Sigur, știința este limitată și nu putem să ne bazăm pe știi, cumva, tot ce vedem, da, poate fi validat științific, dar e atât de vast întregul univers, întreaga experiență, încât nu putem testa absolut orice. Dar se pare și în literatura din transgenerațională apare această ciclicitate a experiențelor de viață, de unde, de exemplu, familii care divorțează dintr-o generație în alta sau familii care se separă dintr-o generație în alta sau copii care au diverse patologii de la o generație la alta. Nu există o explicație foarte clară a acestor experiențe, dar vine tot din povestea asta de... mie îmi place mult explicația asta, poate că mi oferă mie o paletă largă de tehnici pe care le pot folosi, că e universul... E cineva, e universul care ne oferă șansa să vindecăm ceva ce n-a fost vindecat la un moment dat. Și cred că mi-ar plăcea să rămânem de multe ori cu ideea asta, că atunci când trec prin niște experiențe dificile, este un dar de creștere acolo. Mă trebuie să am limpezimea să
văd asta. Crezi că orice suferință prin care trecem sau vamă prin care trecem în viața asta e cumva o reglare a ceea ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat cu niște generații în urmă? Cred că poate fi. Cred că poate fi. N-aș vrea să fie atât de dramatică această afirmație, dar cred că fiecare experiență poate veni cu o vindecare. Bun. Dacă familia mea, familia ta, dacă familia este un univers, da, arborele nostru genealogic e un univers și undeva cineva strică ordinea asta universului, ea la un moment dat trebuie să fie reparată? Da, cred că la un moment dat trebuie să fie reparată și undeva vine cu hai să dau un exemplu, că poate ajuta asta. Una dintre experiențele prin care am trecut tot așa dintr-o generație în alta, în familia mea, este această experiență a statutului. Statutul este foarte important. Cine ești, de unde vii, ce faci, care este meseria pe care o ai. Și vine tot din povestea până unde am putut eu să ajung a străbunicului meu, care era primar. Pe vremea celui de-al doilea război mondial, era primar într-un sat. Era familia cea mai importantă din satul respectiv. Și odată cu a fi familia cea mai importantă din satul respectiv, a venit, e un microunivers acolo. A venit cu foarte multă presiune, cum trebuie să ne comportăm, ce trebuie să facem, ce trebuie să le spunem celorlalți, cum trebuie să arate copiii noștri, ce au voie, ce n-au voie să facă, cu cine se căsătoresc copiii ăștia, cum duc mai departe mesajul familiei noastre. Și dintr-o generație în alta, acest mesaj al statutului s-a tot păstrat, s-a tot perpetuat, e bulgărele despre care povesteam mai devreme. Și a ajuns în acest moment al vieții mele în care eu mi-am înrădăcinat foarte bine această experiență a statutului și eu am avut multă vreme chestia asta cu cine ești. Știi cum e chestia aia când te duci la țară și te întreabă, dar tu de-a cui ești? Uh-huh. Știi, dincolo de că te întreabă numele, te întreabă cine din istoria satului este, de unde vii, care e povestea familiei tale. Și acum stau foarte mult să mă întreb, și eu văd asta, e o trauma statutului, există și în literatura de specialitate descris această trauma statutului. Și acum încep să mă întreb, ok, eu ce vreau pentru Ana? Eu ce-mi doresc pentru copila asta, de fapt? Pentru că am opțiunea de a transmite mai departe asta și cum pot? Nici nu trebuie să mă chinui. O fac prin simpla mea activitate, prin ceea ce fac în viața de zi cu zi, prin faptul că apar în anumite contexte. Și de multe ori ea vine și îmi spune, eu vreau să fiu ca tine, și mintea mea mi se strânge stomacul și îmi vine să zic, nu, tu vrei să fii ca tine. Și uite cum am același reper. Și acum, în momentul acesta, e bulgărele acela care s-a tot învârtit și eu încep să mă întreb tot mai mult care e vindecarea pe care o produc aici. De fapt, ce îmi doresc să vin? Care a fost una dintre suferințele mele? Că statutul ăsta a fost și o valoare, dar a fost și o foarte mare suferință de-a lungul timpului. Și fără să sune, nu știu, intens că zic asta, dar mi-aș dori să cred că ea nu va avea această presiune, va avea ea alte presiuni în viața asta, dar nu mi-aș dori să aibă presiunea asta și nici nu vreau să cad în capcana aceea în care îi spun, oricum vrei tu să fii mamă, e bine. Și vezi, uite, deja sunt pusă în situația aceea de alegere de care îți povesteam mai devreme. Deci cred că există aceste generații care conștientizează și eu cred că noi suntem generația asta, care conștientizăm că e mai mult decât momentul prezent, că e mai mult decât lucrurile care ni se întâmplă în contextul de viață. Și dacă am și adăuga acestui e mai mult și ok, și acum pot să extrag de aici un dar de creștere, pot să văd în ce direcție merg, mi se pare că avem această șansă de a crește niște generații, nu zicem mai bune, dar altfel sau mai conștiente de ele însele decât am fost noi. N-ar fi păcat să nu facem asta. Deci nu stricăm ordinea. Nu cred că stricăm ordinea. Nu cred. Acestui cred univers. Cred că universul acesta este format din autostrăzi, dar din foarte multe cărări în jurul autostrăzilor și cărările alea sunt mai multe decât autostrăzile. Avem opțiunea de a merge pe autostradă, că ajungem mai repede și mai ușor și ceea ce știu, dar avem opțiunea de a merge pe cărările acelea, care pot fi niște cărări extraordinare și cu niște priveliști extraordinare. Dar nu e ușor. Ajungem în timp mai îndelungat, uneori mă vor durea picioarele,
dar pot să-mi ofer mie și generațiilor viitoare o experiență pe care cei de dinaintea mea poate n-au avut-o. Știi, în ultima vreme fac un joc eu cu mine și încerc să-mi dau seama câte dintre lucrurile pe care le spun Rowei, fetiței mici, sunt lucrurile pe care mi le spunea și mama mie. Bine, pe unele nu le știu, adică ceea ce îmi spunea mama în primii mei ani de viață nu mai știu, dar uneori încerc să evit unele lucruri pe care le-am auzit de la mama, de la tata, să nu le spun mai departe, sau de la profesori, pentru că sunt rezultatul creșterii părinților mei, a bunicilor, dar și a tascălilor mei până la urmă. Și îmi dau seama că ajung în unele momente, da? Copiii te mai scot din sărite. Când, fără să vreau, folosesc cuvinte pe care le-am auzit de la părinții mei în aceleași situații. Pentru că sunt înrădăcinate, pentru că cunoști atât de bine reacția respectivă, încât ea vine natural. Știi cum? Până la urmă, ce este această reacție pe care tu ai descris-o acum? Mă asigur, s-ar putea să greșesc când vorbesc despre chestii care țin de neuroștiințe și așa mai departe, dar sunt niște cărări în mintea noastră. În momentul în care eu am emoții foarte intense, păi nu mă duc pe după oraș și ajung în același loc, știi, nu mă duc în Constanța prin Praga, ci o iau direct pe cea mai bătătorită cărare. Și cea mai bătătorită cărare este cea pe care eu o cunosc. Reacția căreia i-ai fost expus de-a lungul timpului. Dar știi ce e cel mai valoros în toată povestea asta? Ce ai spus tu la un moment dat? Îmi dau seama că în anumite momente când sunt scos din sărite, folosesc aceleași reacții. Simplul fapt că ți-ai dat seama este momentul acela în care te oprești și te întrebi, ori acum merg înainte sau o iau un pic în cealaltă direcție? Și asta e foarte valoros. Asta este ceea ce mi-aș dori să conștientizăm mulți dintre noi. Că faptul că ne adresăm această întrebare este extrem de important. Iar apoi sunt momente când nu am resurse, când nu pot, când sunt prea obosit și merg tot înainte cu reacția pe care o cunosc. Dar sunt momente în care nu voi face asta. Și deja îi ofer copilului meu încă o opțiune. Carl Jung spunea că orice nu iese la suprafață ca și conștiință, se întoarce ca și destin. Și mă gândesc câte lucruri nu ne-au venit ca destin, pentru că, aici nu acuz pe nimeni, ele n-au ieșit în generațiile din strămoșilor noștri, n-au ieșit la suprafață conștient. Câte și scuturi când auzi chestia asta și așa, multe cred că, știi, că e chestia asta de... Și ăsta e beneficiul cunoștințelor. Faptul că avem opțiunea de a duce la suprafață tot mai multe lucruri în legătură cu propria persoană. Deci dacă ar fi să păstrez ceea ce spuneai tu mai devreme, avem această opțiune de a ne construi destinul în atât de multe feluri. Pentru că el ar putea să iasă la suprafață. Știi chestia aia cu The Secret și gândirea aceea pozitivă? Mm-hmm. Nu este nicio gândire. Nu trebuie să gândești pozitiv pentru asta. E important doar să fii atent la unele lucruri. Și nu este despre lucrurile respective îți vor apărea în față, ci alegerile îți vor apărea în față, care sunt ale tale. Și cred că asta e de fapt aici, că fiind conștient, îmi ofer atât de multe opțiuni prin simplul fapt că mi-adresez această întrebare. Oare vreau să duc mai departe asta, oare am semănat cu mama în momentul în care am avut o anumită reacție. Da. Avantajul ăsta de a avea la dispoziție mult mai multă informație, mult mai multe studii, da, știință de partea noastră, suntem în era în care noi magazinăm atât de multe informații cât poate, nu știu, în câțiva ani, cât poate magazina într-o viață întreagă strămoșii noștri. Asta vine și cu mult mai multe alegeri. Și cu mult mai multă anxietate. Și cu mult mai multă anxietate. Da. Asta este... Față de strămoșii noștri, noi într-adevăr avem mult mai multă libertate de alegere, dar care o fi alegerea bună? E drept și asta ne spun și studiile despre anxietate. Mediul este hipercomplex, dar avem capacitate limitată de procesare. Avem atât de mult stimul și sistemul nostru este atât de alert
dar nu putem să gestionăm tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci se pare că unul dintre motivele pentru care un număr tot mai mare de oameni trăiesc anxietate și mai mult decât atât, studiile ne spun că primul vârf de anxietate în urmă cu 15 ani apărea la 27 de ani, acum primul vârf de anxietate apare la 17 ani. Deci cu 10 ani a scăzut vârsta la care apare un spike din ăsta de anxietate, practic l-am numit atac de panică. De ce? Pentru că mediul este hipercomplex. Bunicii noștri știau în fiecare lună iulie a fiecărui an ceea ce urmează să facă. Noi nu știm ce facem săptămâna viitoare, marți la 3. Nu știm ce facem săptămâna viitoare, vineri, în weekendul viitor. Atât de multe opțiuni avem. Ei n-aveau opțiuni. Și atunci, da, asta încarcă foarte tare sistemul. Și vine cu anxietate. Dar e o diferență foarte mare între anxietatea aceasta și presiunea alegerii. Nu trebuie să faci nimic diferit. Nimic nu trebuie în lumea asta, numai să respirăm și să nevoi bazale. Nu trebuie să faci nimic diferit. Ai tot timpul opțiunea să faci lucrurile la fel, chiar dacă știi atât de multe lucruri. Ia-ți pentru momentul acesta timp doar să observi câte opțiuni ai și câte lucruri ai putea să faci. Și ia-ți alegerea de a face în continuare ceea ce ai făcut până acum. E în regulă. Dar simplu fapt că îți dai voie să faci asta și îți conștientizezi aceste opțiuni, eu îți garantez că va fi cel puțin un moment în următorul an în care nu vei merge conform curentului, ci vei alege una dintre aceste opțiuni. Dar nu o face cu presiune, pentru că nu faci decât să îi oferi creierului tău contextul optim să-și activeze mecanismele de coping. Dar noi oare suntem conștienți că anxietatea asta noi o să o dăm mai departe? Eu cred că tot mai mult, poate că trăiesc eu într-o anumită bulă acum când spun asta, cred că tot mai mulți își dau seama că ducem mai departe, că transmitem mai departe o anumită anxietate. Cred în același timp că suntem generația care trăim mult mai mult anxietate decât orice generație anterioară, nouă. Cred pe de altă parte că generațiile viitoare vor avea alte tipuri de provocări, iar specialiștii spun acum că odată cu pandemia și cu izolarea care a venit, s-ar putea ca episoadele depresive să fie mai frecvente decât în generațiile anterioare. Una dintre fetele mele mari a venit la mine săptămâna trecută și mi-a zis: tati, eu cred că sufăr de burnout. Draga de ea. E mult. Stai, e mult. Liniștit, așa am fost și eu. N-ai nimic. Stai, niște săptămâna trecută, da. Înțeleg. Dar cred că suntem tot mai conștienți că transmitem mai departe. Pe de altă parte, trebuie să fim și conștienți și asta este așa o mare presiune pentru părinții timpurilor noastre, că avem așa de multe informații și ne panichează atât de multe lucruri, nu o să putem controla tot ceea ce se întâmplă. Știi ce dureros este și în meseria mea, de exemplu, să cunosc atât de multe lucruri despre creierul copilului, de exemplu, și să-mi vină să fac toate lucrurile alea pe care le citesc, dar să-mi dau seama că e o aberație să încerc să fac lucrul ăsta și că inevitabil ce pot să fac în acest moment este să pun bani deoparte pentru terapia copilului meu, pentru că sigur voi face greșeli și am făcut greșeli și unele se vor perpetua dintr-o generație în alta, altele vor fi noi, surpriză, va avea de gestionat alte lucruri decât generațiile anterioare. Pe unele dintre greșeli le-am făcut deja și le conștientizez și încerc să le vindec din generațiile anterioare. Nu putem face mai mult decât ne dă voie sistemul. Și asta apropo de a fi conștienți că toată anxietatea asta noastră se va duce mai departe, se va moșteni din generație în generație. Tot în studiul ăsta despre care vorbeam la început, despre Holocaust, supraviețuitorii Holocaustului, pentru că aveau un nivel mai scăzut de cortizol după după evenimentele respective. Copiilor s-au născut cu un nivel mai scăzut de cortizol, adică o rezistență mai scăzută la stres. Scăzută la stres. Da, da, da. Și așa au trăit toată viața. Da. Și aici este iarăși un element interesant de observat, iar unul dintre specialiștii timpurilor noastre, Gabor Mate se numește el, spune într-una dintre cărțile lui faptul că
o tendință pe care o avem de-a lungul timpului, de exemplu, dacă creștem în niște medii stresante, este să producem mediu stresant. Știi chestia pe care de multe ori auzim că faci scandal fără să fie nevoie de scandal, de exemplu, sau îți cauți tu probleme fără să ai probleme? Ei bine, una dintre explicații pentru această decizie, pentru acest comportament, este faptul că ai crescut într-un context în care a fost stresul ridicat, a fost foarte greu ce s-a întâmplat acolo și creierul nu știe să trăiască altfel. Și atunci ce face este că produce un eveniment stresant în viața de zi cu zi pentru a regla parametrii. Aha. Neurobiologici. Deci caut scandal e o chestie perfect explicabilă. Da. Da, este o chestie științifică pe care o putem măsura cu nivelul de cortisol, de exemplu. Nu știu să trăiesc altfel. A fost ceva... Știi unde se vede și în cazul clienților, de exemplu, dacă au crescut într-un context în care a fost abuz fizic. Știi, acum pe trecut se întâmpla asta, da? Era reglarea conturilor prin bătaie, de exemplu, sau educația prin bătaie. Au ajuns într-un punct al vieților și spun asta. Dar mi-e așa de bine. Mi-am găsit o soție cu care mă înțeleg atât de bine. La job e ok. Nu sunt liniștit până nu găsesc o situație cu discuție în contradictor. Și îmi zice soția mea, caut scandal fără să fie nevoie de scandal. Și, de fapt, asta explică, sau e explicat acest comportament prin faptul că a crescut în anii de formare a creierului într-un context în care asta știe creierul că e normalitatea. Asta știe creierul că e viața. Și ajung într-un punct al vieții mele în care, rațional, îmi dau seama că mi-e mai bine decât atunci. Dar somatic, corpul nu știe chestia asta. Corpul nu știe că asta e viață. Și atunci ce face? Mașinărește. Caută un context în care să reproducă ceea ce crede că este viață. Dar dacă îmi dau seama de asta, îmi dau seama și de impulsul pe care l-am în anumite momente. Și atunci eu nu merg la soția mea, de exemplu, să creez un astfel de context, ci merg să-i spun, îmi dau seama că ăsta este un moment ca ăla, în care îmi vine să creez o situație dificilă, pentru că o bună bucată de vreme mi-a fost bine și eu nu știu să trăiesc în felul ăsta. Și deja e un pas către vindecare. Și apropo de Goabe Urmate, că de la el ai plecat, mi se pare că e un documentar senzațional. Da, este. Este. Eu n-am apucat să-l văd decât 15 minute după care a fost dat jos, dar acum înțeleg că e din nou online, se numește The Wisdom of Trauma și îl găsiți, cred că exact pe site-ul ăsta, thewisdomoftrauma.com sau căutați-l pe Google, e pus la liber. El are și cartea aceea care recent a fost tradusă în limba română, Când corpul spune nu. Practic, el a studiat foarte mult aceste și e foarte faină și povestea asta din perspectivă transgenerațională sau a felului în care trauma călătorește în timp. A studiat mult persoane care erau în centre de paleație la finalul vieții lor și au făcut studii pe tipuri de boli pe care i-a adus pe ei în centrele de paleație și poveștile lor de viață, experiențele prin care au trecut de-a lungul timpului. Și ce a fost fascinant de descoperit aici este că și el a făcut această corelație între diverse boli somatice și experiențe traumatice. Și se pare că există o legătură puternică între asta. De exemplu, femei care trec constant prin neglijare, sunt neglijate de privare emoțională, dacă mi-amintesc bine, sper să nu greșesc, această experiență de viață crește riscul de cancer mamar. Sau facilitează. Sau există o corelație, hai să nu spunem că e o cauzalitate, okay. Dar există o corelație între aceste experiențe de viață și bolile somatice. Deci, până la urmă, Gabor Mate are niște cercetări care sunt fascinante în timpurile noastre. E fascinant, Gabor Mate, Când corpul spune nu, e într-adevăr ultima lui carte tradusă în română. Bun. Raluca, ce ar trebui să vorbim noi cu strămoșii noștri? Sau cum putem noi să vorbim cu strămoșii noștri? Bunicii mei nu mai sunt în viață, îi mai am pe părinți, mulțumesc lui Dumnezeu, dar ce mesaje ar trebui să le dăm lor? Oamenilor din generațiile anterioare. Oamenilor, da, strămoșilor noștri, din familia noastră.
Eu cred că simplu fapt că suntem curioși în relație cu povestea lor de viață este deja un mesaj puternic care le arată lor că voi contați pentru mine. Știi, cred că asta e un element important. Deci n-ar pentru... trebui să desfințăm neapărat. Nu. Învinovățirea și rușinarea acestor oameni, până la urmă au făcut și sunt sigură de asta. Fiecare dintre oamenii ăștia din povestea noastră de viață, ce-au știut mai bine? N-aveau uneltele științifice de astăzi. Au făcut ce-au putut să supraviețuiască și eu cred cu tărie că fiecare dintre părinții noștri, bunicii noștri, au vrut să crească generații mai bune decât generațiile și am și auzit asta de foarte. Vreau ca vouă să vă fie mult mai bine decât ne-a fost nouă. Dar că n-au știut cum, de foarte multe ori, să facă asta. Poate nici noi nu știm. Cred că nici noi nu știm. Nu știm pentru ce îi pregătim. Nu știm. Asta este iarăși un motiv așa de îngrijorare pe termen lung, că de fapt, până la urmă, ce-ar fi bine să știe copiii aceștia? Flexibilitate și adaptare, că nu știm pentru ce, dar dacă sunt flexibili și adaptabili, orice va urma vor putea gestiona. Și atunci m-aș întoarce către povestea de viață, mai degrabă prin a valida experiențele oamenilor. Eu, pentru mine a fost așa de frumos să mă întâlnesc cu unchiul meu, de exemplu, singurul supraviețuitor din familia maternă și să-i aud poveștile și i-a plăcut atât de mult să-mi povestească. Nu știu dacă a fost adevărat, real, tot ce mi-a povestit. A fost sigur filtrul lui. Dar mi s-a părut cumva așa, eu așa l-am și simțit ca pe un tribut îndreptat înspre familia mea. Faptul că am ascultat poveștile strămoșilor mei. Faptul că le-am acordat atenție, că am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, că n-a rămas povestea lor până în momentul în care ei n-au mai fost, ci am încercat să găsesc firul experiențelor. Deci una dintre lecțiile cu care plecăm acasă de astăzi este că dacă îi mai aveți în viață, vorbiți cu strămoșii voștri, căutați-i, da, cât mai sunt în viață, vorbiți, aflați poveștile, pentru că poveștile astea cumva te vindecă pe tine. Da. Egoist vorbind. Da. Dar până la urmă orice facem pentru că avem noi niște nevoi acolo. Și da, poveștile acestea ne vindecă pe noi și practic ce fac aceste povești este că îndeplinesc un prim element al sistem, o primă nevoie a sistemului nostru emoțional și anume aceea de a înțelege ce ni se întâmplă. Nu putem schimba nimic dacă nu înțeleg cum funcționează sistemul, ca în medicină. Nu pot să construiesc un tratament dacă eu nu înțeleg mecanica bolii, dacă nu înțeleg cauze, dacă nu înțeleg povestea, de unde a plecat, unde a ajuns. Așa că degeaba vin să-mi spun acum eu vreau să mă schimb sau eu vreau ca generațiile viitoare să fie diferite. Pentru că îți propui ceva fără să înțelegi ce trebuie să schimbi, care-i matricea, care-i povestea. De-aia de foarte multe ori îmi propun de luni nu mai mănânc pâine. Și ține o vreme până trec pe lângă o patiserie și simt mirosul ăla și zic, oai, de capul meu. Asta ce înseamnă? Că am încercat să schimb un comportament fără să înțeleg care este rolul acelui comportament, că eu poate carbohidrații ăia, procesații, îmi fac, dar știi cum, când sunt stresată și mănânc o patiserie, dar mi se liniștește mintea și corpul și sufletul. Deci, practic, care e nevoia mea acolo? Să găsesc o altă tehnică să-mi liniștesc mintea și sufletul. La fel este și cu poveștile astea. E primul pas în vindecare. Să înțeleg mecanica, să înțeleg matricea, dacă vrei, a felului în care eu sunt construit. Abia apoi pot să trec în pasul următor și să-mi dau seama că vor fi lucruri pe care le voi putea schimba și lucruri pe care nu le pot schimba și să învăț să accept, să învăț să iert, să învăț să fiu recunoscător pentru multe dintre lucrurile din viața mea și apoi să trec în pasul 3 de schimbare, care e o chestie practică și este privirea înspre viitor. Știi? Am privirea înspre trecut, am momentul prezent, cum sunt, care e aluatul din care eu sunt, ingredientele din care sunt format și apoi este privirea înspre viitor. Dacă fac lucrurile invers, de cele mai multe ori voi ajunge să repet aceleași greșeli pentru că nu m-am uitat la cauză, nu m-am uitat la matrice. Uite, acum mi-am adus aminte în timp ce povesteai de o prietenă cu tatăl alcoolic, însă din toată familia ea era prințesa lui. Cu ea nu era niciodată violent. Și
povestea că spre finalul vieții a reușit să îl ducă, să-l opereze, să-l facă bine și i-a smuls promisiunea tatălui că nu o să mai bea. S-a reîntors, a ținut de cuvânt o perioadă, după care a început să bea din nou. Și l-a sunat s-a întâlnit cu tatăl ei și a spus: tăticule, dar de ce faci? N-a fost violentă cu el. Tăticule, dar de ce faci asta? Tu nu înțelegi că eu te iubesc și că vrei să rămâi în viață? Moment în care el a început să plângă și se spune că e prima persoană din familie care i-a spus: te iubesc. Și așa ea a găsit cumva explicația că el de fapt a suferit toată viața de lipsă de iubire. El avea nevoie mare de iubire pe care n-a primit-o și cumva a reacționat în felul ăsta. Și-a oferit momente exact. De bunăstare, pe de-o parte, da. Și după ce a trecut bunăstarea din consumul de alcool, a apărut amorțirea. Uh-huh. Și atunci nu mai simt nimic. Dacă nu simt iubirea, nu mai simt nimic. Și uite, poate să fie vindecător un astfel de moment în care, de fapt, ea ce-a făcut acolo? A îndeplinit o nevoie a persoanei respective. În loc să-l certe? În loc să-l certe, da, da. Că până la urmă, studiile ne arată asta. Conectarea poate să vindece mai mult decât orice intervenție. Să ofer oamenilor din jurul meu apropiere, înțelegere, acceptare, ascultare și, sigur, iubire. Sunt nevoi bazale cu care fiecare dintre noi ne naștem. Niciun părinte nu va putea să le îndeplinească în același timp pe toate, dar dacă reușim, studiile și asta ne spun, în 70% din momente, să fim cu grijă înspre nevoile copiilor noștri, nevoile acestea emoționale, cresc foarte, foarte tare șansele să creștem niște adulți funcționali. Și adult funcțional înseamnă nu adulți care nu vor suferi, ci adulți care vor ști ce să facă atunci când vor suferi. Pentru că asta este problema tatălui, despre care povesteai mai devreme. A suferit și n-a știut ce să facă. Exact. Înțeleg că există tot felul de terapii prin care poți să vorbești cu strămoșii tăi. Citeam despre o tehnică a constelațiilor. Da. A constelației familiei. Constelațiilor familiale, da, este o tehnică. Sunt multe astfel de tehnici. Sigur, cu cât sunt ele... Eu sunt formată în niște forme de intervenție care sunt mai rigide, să spunem așa, unde ne bazăm foarte mult pe dialog, însă mi-am dat seama de limitările acestor tehnici de intervenție și atunci am început de-a lungul timpului să mă expun mai multor tipologii de forme de intervenție și vorbim aici despre psihodramă, despre constelațiile familiale, există despre terapia centrată pe scheme, de exemplu, este iarăși o formă de intervenție care merge în zona asta de a pune în scenă, că de fapt asta este un fel experiența. De piesă de teatru. Da, da. E ca o piesă de teatru. În care tu vorbești cu strămoșii tăi, strămoșii tăi fiind niște persoane necunoscute. Da. Mă rog, niște străini. Da. Dar vreau să spun o poveste aici, apropo. Adică un străin poate se poate pune în rolul bunicii tale, da. Și tu să vorbești cu ea și ea să-ți răspundă precum bunica ta. La început ghidez dialogul, dar cred că este foarte mult despre expunerea ta la amintirile cu persoana respectivă și este despre conținutul emoțional al experienței aceleia. Dar da, e o tehnică din psihodrama asta, cea pe care ai descris-o tu acum. E o intervenție de grup unde există 10 persoane, de exemplu. Există persoana care caută fiecare din grup caută vindecare, dar care este... Bine să zic, subiectul sună foarte impersonal, dar e eroul momentului respectiv, care sondează sala și care dorește să comunice cu cineva din povestea de viață, care poate exista sau poate să nu mai existe, și alege pe cineva din sală cu care își dorește să comunice. Și important, sau când ai recomanda astfel de... În primul rând aș recomanda să ne asigurăm că terapeutul știe ce face acolo, okay. Și aici foarte mult aș insista pe a ne asigura că lucrăm cu oameni care sunt specialiști, pentru că așa de multe meserii pe lângă domeniul psihoterapiei au apărut în ultima vreme, încât nu mai știi dacă ești în siguranță unde mergi sau nu. Dar asta aș recomanda înainte de toate. Și apoi să cer diploma facilitatorului.
diplomă, cum să verifici? Acum poți să verifici toate lucrurile astea. Și atunci, și un alt lucru pe care l-aș spune este să merg acolo cu deschidere înspre ce urmează să se întâmple. Eu am participat la astfel de evenimente în urmă cu niște ani și eu nu am fost pregătită pentru, cu toate că eram terapeut și atunci. Uh-huh. Pentru că e foarte intens ce se întâmplă și e conexiunea asta cu poveștile noastre de viață, cu a da voce, că de fapt noi personificăm ceva ce este în mintea noastră deja. Noi scoatem din mintea noastră și punem în personajul acela. Dar tehnicile pot fi foarte diferite. Pot să fac asta, de exemplu, acum știu că sună ciudat că o să zic lucrul ăsta, dar pot să fac asta și acasă cu un scaun în fața mea. Și să stau să mă gândesc, ok, pot să iau o imagine cu bunica mea, de exemplu, sau o imagine cu părinții mei de când erau mici, o imagine cu mine de când eram mic. Ce vreau să-i spun copilului ăluia? Ce aș vrea să-mi răspundă? Cum? Și doar să fiu curioasă înspre reacțiile pe care eu pot să le am în anumite momente. Eu am participat la o astfel de tehnică în urmă cu vreo 15 ani. Lucram pe vremea respectivă la facultate. Îți poți imagina când lucrezi la facultate, totul pe știință, cercetare, să mergi la... Eu am fost foarte curioasă să mergi la astfel de întâlniri care nu sunt atât de frecvent întâlnite în zona asta de cercetare. Nici nu le-am povestit decât târziu colegilor mei și am mers la o doamnă acasă, într-o cameră obscură așa, și m-a așezat în centrul camerei ei pe un scaun în fața unei biblioteci pe care avea tot felul de obiecte de diverse mărimi, dimensiuni, forme și așa mai departe și m-a rugat să personific oamenii din viața mea și să-i așez în jurul scaunului. Și am luat de acolo și am pus-o pe mama, l-am pus pe tata, am pus bunicii, mătuși, câte mulți oameni mi-am găsit eu în viață, l-a fost primul moment când mi-am dat seama ce familie mică suntem. Și după ce, dar pe măsură ce făceam lucrul ăsta simțeam cumva că încep să mă agit, că nu mă mai simțeam foarte confortabil. Și a început ea să mă întrebe atunci, că vezi asta, chiar dacă eu mi se părea că gestionez foarte bine situația. Și a început să mă întrebe cum mă simt și ce mi se întâmplă și dacă ar fi să pun o etichetă stării pe care o am acum, ce aș zice. Și mi-amintesc cum tot repetam, dar eu mă sufoc, dar eu vreau să plec de aici, dar asta e prea mult pentru mine, dar eu nu mai pot. Și m-am ridicat în picioare, i-am rugat să stau, doar să mă uit cum i-am așezat pe oamenii ăștia, care erau niște mascote, personaje, cum i-am așezat. Și mi-am dat seama că i-am așezat foarte aproape de mine. Toți erau lipiți de piciorul scaunului sau în fața mea sau foarte, foarte prezenți în viața mea. Și ăla a fost primul moment în care mi-am dat seama cât de multă presiune s-a pus de-a lungul timpului, apropo de trauma aia cu statutul despre care spuneam mai devreme, da. pe mine, de să fac, eu trebuie să pot, eu trebuie să fac, eu trebuie să realizez, eu trebuie să fiu performant. Toți oamenii ăștia parcă se uitau la mine și așteptau să fac lucrul ăsta și asta vine în același timp și cu povara unei greșeli. Ce se întâmplă când greșești? Ce fac oamenii ăștia atunci când greșești? Cum reacționează? Și este un mod, acest exercițiu poate fi un mod de a... N-aveai voie să greșești. N-aveam voie să greșesc, nu. Dar nimeni nu mi-a zis niciodată că n-am voie să greșesc, dar era de înțeles, adică n-aveam de ales decât să fac cum trebuie. Și e un mod prin care pot să personific viața interioară, să-mi activez niște emoții pe care doar așa rațional, stând să mă gândesc ce simt în anumite momente, nu prea miese. Decât dacă am cunoștințe în lumea asta interioară. Apropo de exercițiul ăsta, și asta e o altă unealtă pe care ne-ai dat-o, de a vorbi cu o poză din copilărie, cu poză de familie sau cu poza ta când erai mic, ce mesaje transmiți copilului de atunci... Am putea să facem exercițiul ăsta, să încercăm într-un moment în care suntem într-o stare de asta de liniște cumva, noi cu noi, să așezăm lângă noi familia de la bunici, sau mă rog, unchi, cei pe care i-am cunoscut și să vedem cum ne simțim. Da, dar aș recomanda pentru început să fie o persoană cu care okay. să nu facem singuri acasă. Nu, putem să facem singuri acasă, dar să nu fie cu toată lumea din familie, știi? Adică okay. Să încep și cel mai bun exercițiu este să încep cu mine. Când eram mic. Da. Și să-mi pun un scaun în fața mea sau lângă mine sau unde mă simt eu confortabil cu o imagine cu mine de când eram copil. Și la început o să fie foarte ciudat exercițiul ăsta și o să se uite lumea și să zică, Doamne, am luat-o pe ulei, acum ce fac, ce vorbesc cu o fotografie? Nu e nicio problemă, punem scaunul la loc și mai încercăm asta într-un alt moment.
dar știi ce ar fi fain să se întrebe lumea într-un astfel de moment? Oare dacă ai putea să-i spui ceva copilului ăstuia acum, ce i-ai spune? Și după aia să te gândești la un moment dificil prin care a trecut copilul acesta. Dacă acum, în acel moment dificil din viața lui, ai putea să intri tu în încăpere. Imaginează-ți că se oprește timpul, ca în film, știi? Se oprește timpul și doar tu te mai miști, tu adultul de acum. Și intri în încăperea aceea în care poate părinții se ceartă și tu ești martor. Și te așezi lângă copilul ăsta. Ce îi spui? Ce crezi că ar avea nevoie copilul ăsta să audă? Oare ce ai fi vrut atunci să auzi și n-a știut nimeni să-ți spună? Vă rog eu frumos, dacă faceți exercițiul ăsta pe care vi l-a dat Raluca, să vă întoarceți, indiferent când îl faceți, peste o săptămână, peste două luni, peste doi ani, să vă întoarceți și să scrieți în comentariile acestui podcast, să scrieți care a fost experiența voastră după ce ați făcut asta. Sau indiferent ce ați experimentat din ceea ce am vorbit astăzi în acest episod pe care eu îl consider foarte valoros și trebuie să-l reiau cu notițe, adică cu o foaie albă în față și să-mi iau notițe. Și voi face asta când îl voi edita. Îți mulțumesc tare mult, Raluca. Aș vrea pe final, dacă se poate, să, dacă poți să ne recomanzi niște cărți în care să aflăm mai multe despre asta? Sunt cărțile de la editura Filobia, PH Filobia. Ei au cele mai multe cărți din zona asta de psihologie transgenerațională. Sunt niște cărți fascinante. Rugămintea mea este să le citim cu deschidere, cum tot spun eu, pentru că multe dintre lucrurile pe care le-am citit și eu acolo mă făceau să, asta este prea mult, asta nu. Dar cred că merită. E în momentul de față, în zona de literatură, în direcția asta, editura Filobia are cele mai bune cărți. Aș merge apoi pe o recomandare care este foarte științifică. Deci căutăm la Filobia moștenire... Da, moștenire transgenerațională. Acum sunt foarte multe titluri acolo. De la... nu mai țin minte cum se numesc cărțile, poveștile strămoșilor mei, sunt multe, multe, okay. Multe. Și sunt inclusiv două cărți cu exerciții, adică, și așa și se numesc, exerciții de psihologie transgenerațională, unde putem să luăm pe diverse categorii din viața noastră să notăm acolo. Apoi este Daniel J. Siegel, care este un om de știință care scrie foarte bine pentru publicul larg și eu aș începe cu Creierul copilului tău. Este o carte, aș zice eu, de căpătâi, nu doar pentru părinți, ci și pentru noi, să înțelegem cum am ajuns să avem anumite structuri în timpul, în momentul prezent. Apoi Gabor Mate, cred că este o recomandare extrem de valoroasă. Ultima carte sau orice? Gabor Mate are, nu știu câte cărți are el, dar știu că are aceasta Când corpul spune nu și mai are o carte de parenting pe care eu o consider una dintre cele mai bune cărți pentru părinți. Nu cred că este, s-ar putea să fie tradusă în română, dar nu mai amintesc, eu am citit-o în engleză. În engleză, îmi pare rău, dar nu mai știu cum se numesc. Căutați cartea de parenting al lui Gabor Mate sau dacă mai ai recomandări, eu o găsesc eu imediat. Cred că astea sunt. Mai vin acum în minte, apropo de ce spuneai tu mai devreme, cu acele momente în care ne îndrăgostim și matricele astea pe care le avem când vine vorba de relații. Cărțile lui Hendrix și Hunt sunt doi specialiști în domeniul relațiilor care povestesc despre aceste matrici pe care le-am dezvoltat în creșterea noastră, când vine vorba de alegerile relaționale pe care le facem. Și cred că deja avem aici material foarte bun. Și să vă mai uitați și la discursul de la TEDx, susținut de invitata mea, de la Luca Anton, în care ai vorbit despre... Am vorbit despre această călătorie psihologică și despre alegerile pe care noi le facem din perspectiva relațiilor. Am vorbit despre soțul meu, săracu, era în sală și mi-a trimis mesaj după și mi-a zis, deși el a văzut discursul, dar nu s-a prins, că trebuia să-i spun să-și ia cămașă de schimb. Pentru... Ai făcut exact cum am făcut eu la TEDx, la Baia Mare, astă toamnă. I-am invitat pe ai mei, erau în sală,
Și am vorbit despre ei, evident. Dar le-am zis. Vedeți că o să vorbesc și despre ei. Da. Deci cartea de parenting a lui Gabor Mate, cred că se numește, cred că asta e, Hold On To Your Kids. Da, asta e, asta e. Tradus să văd și în română cum să ne păstrăm copiii aproape. Super. E, mi se pare extraordinară perspectiva lui, foarte, foarte, și el chiar vorbește, uite, acum ai zis chestia asta, el chiar vorbește într-unul dintre capitole despre cât de important este pentru copii să aibă conexiune cu familia, cu bunicii, cu familia extinsă, și face niște predicții acolo când vine vorba de adolescenți, pentru că avem atât de multe opțiuni pentru copiii noștri și îi ancorăm în tot felul de proiecte, programe, ajung copiii să fie, să se crească între ei. Foarte interesantă perspectiva. Pentru că nu mai petrec timp cu părinții în familie, cu frații, ci mai degrabă în tot felul de activități, petrec mai mult timp cu copii de aceeași vârstă și copiii nu au capacitatea să se crească unii pe alții. Și de foarte multe ori, de fapt, ce ne spune Mate aici este că e ca și cum și-ar pierde, n-au busolă, nu au reper, nu au elementele centrale când vine vorba de ce înseamnă să fii om, n-au valori. Și ajung de foarte multe ori în adolescență pierduți, pentru că n-au avut această hartă a... Copiii nu pot crește copii. Da, copiii nici nu tabletele. Pot crește copii. Da, nici tabletele. Și el vorbește fix despre chestia asta, cât de important este să-i ancorăm pe copii în istoria familiei și în relație cu oamenii din deci familie. Asta se mai descarci din când în când la bunice, să-i abandonezi. Foarte nu, bună. Nu e un abandon. E o idee foarte bună. Iar relația pe care un de copil poate să o aibă cu... copiii la bunici. Depinde foarte mult și de cât de pregătiți sunt părinții. Aș zice că în primii 2 ani e important să crească cu familia cât mai mult, dar cred că apoi, pe măsură ce ei încep să dezvolte un soi de independență, la 3 ani încolo, cred că pot să petreacă timp cu bunicii fără nicio problemă. Ce vor găsi în relație cu bunicii nu vor găsi niciodată în relație cu niciun alt adult din viața lor. E magic ce se întâmplă la bunici. Pentru că bunicii ajung într-un punct al vieții lor în care nu mai au presiuni, presiunea creșterii copiilor, presiunea carierei, presiunea meseriei, presiunea... și mai ajung într-un punct al vieții lor în care vor să vindece și să se vindece. Și copiii mici sunt vindecători pentru bunici și bunicii, prin această experiență pe care ei o au, le oferă acestor copii un context relațional pe care nu o să-l mai găsească nicăieri. Eu chiar cred că nepoții prelungesc viața bunicilor. Și dragostea aia necondiționată, da, dragostea bunicilor, denumită generic, cred că abia aia e necondiționată, da, pentru că noi avem tot felul de stres, responsabilități, dar oare e bine ce fac, dar suntem foarte tensionați de foarte multe ori în dragostea pe care le oferim copiilor noștri. Bunicii n-au responsabilitate. Chiar dacă cu noi au fost tensionați, cu nepoții nu. Până la urmă nu e responsabilitatea lor, știi? Dar e o dragoste necondiționată. Mi se pare incredibil. Eu, de exemplu, nu am așa multe amintiri cu tata de când eram mică, pentru că el era foarte implicat în viața lui profesională, dar eu am descoperit un alt om în relație cu Ana. Deci mie nu îmi vine să cred că omul pe care îl văd în multe momente cu Ana este tatăl meu. Cu câtă deschidere, cât este de jovial, cât este de... Nu am crezut că în același om există și aceste laturi. Da. Raluca, ce ar trebui să reținem pe scurt, dacă cineva vede doar finalul acestui podcast referitor la moștenirea asta transgenerațională? Că nu vreau să rostim cuvântul ăsta traumă. Cred că ce aș vrea să rămână oamenii este că au mai multe răspunsuri decât cred că au în acest moment, când vine vorba de experiențele lor emoționale și relaționale, și că o cheie pentru a găsi acele răspunsuri este să se întoarcă înspre povestea de viață a lor și a familiei în care a crescut. Mai cred faptul că nu vom putea vindeca anumite experiențe emoționale și relaționale dacă nu vom înțelege ce trebuie să vindecăm acolo, iar pentru a înțelege ce trebuie să vindecăm, e nevoie să mă uit la mecanică, la mecanism. Noi asta facem când lucrăm cu clienții noștri, construim o matrice a poveștii lor și lucrăm cu matricea respectivă. Și mai cred în același timp că toată această poveste pe care noi am avut-o azi
nu ar trebui să se transforme într-o presiune pentru nimic, ci doar înspre o curiozitate către propria poveste de viață și către a învăța să stăm mai mult cu noi înșine, care, lucru pe care cred că am fi avut nevoie să-l fi făcut oamenii din viața noastră cu noi înșine când am crescut, știi? Să fi stat mai mult cu noi. Avem acum opțiunea să facem asta. Și gândește-te că toată informația asta, sau, mi-ar plăcea să o dați mai departe, gândiți-vă la relația voastră, la partenerul vostru. Puneți-l să asculte podcastul ăsta sau ascultați-l împreună, pentru că eu sunt convins că multe dintre problemele unui cuplu au rezolvare în ceea ce am vorbit noi, da, astăzi. Categoric. Categoric. Raluca, îți mulțumesc tare mult. Poți să mergi liniștită la Cluj, că a fost o super discuție și sper să ne mai reîntâlnim. Mulțumesc că mi-ai oferit spațiu să vorbesc despre lucrurile astea. Cu asta mă ocup, ofer spațiu oamenilor. Și îmi place să-i ascult. Și tu ești un om pe care l-aș asculta mult și bine. Mulțumesc tare mult! A fost un episod în care am vorbit despre de unde venim și încotro ne îndreptăm. Și cum putem să ne îndreptăm pe noi înșine. Cunoscându-ne povestea, fiind conștienți de povestea noastră, care nu începe în ziua în care mama ne-a făcut și nu se termină în ziua în care ni se pun flori pe piept. Ea vine cu multe generații dinaintea noastră și merge cu multe generații după noi. Fiți conștienți de asta și, în general, fiți conștienți. E 2022, abia am început din nou, fain și simplu. Vă mulțumesc!